Basketbaliștii de la UMO Bitelco au învins în deplasare ultima clasată Quadripol Brașov cu scorul de 90 la 73 într-un meci din runda a 25 a Diviziei A. Lanterna Roșie nu le-a pus nicio problemă clujenilor care se pregătesc miercuri de confruntarea cu Elba Timișoara, deținătoarea trofeului Cupei României. Sub dealul Tâmpa, vicecampioana Umo Bitelco și-a respectat statutul de favorită și a început în forță meciul, adjudecându-și primul sfert cu 24 la 19. Sfertul 2 a continuat sub aceeași dominare a echipei antrenată de Marcel Center, iar U a intrat la pauză cu un avantaj de 12 puncte. Partea a doua a jocului s-a derulat sub aceleași auspicii, astfel că pe final Clujeni au introdus în teren jucătorii care au acumulat până acum mai puține minute în campionat, iar meciul s-a încheiat cu victoria alb-negrilor, care s-au impus pe tabelă cu scorul de 93 la 70. În urma acestui rezultat, Umo Bitel staționează pe locul secund în clasamentul Divizia cu 44 de puncte. Cel mai bun marcator din tabăra Clujan a fost Zoran Krznovic, autor a 22 de puncte. Sârbul a fost urmat de americanul Kindle Dykes cu 16 puncte a fost un meci în care am folosit întreg glotul și în care ne-am concentrat mai mult pe anumite poziții pe care vrem să le folosim în cele două meciuri foarte importante care urmează. La Brașov, primele două sferturi au fost mai echilibrate, dar apoi în sfertul 3 ne-am permis să rulăm întreg glotul. Nu sunt multe de spus despre acest meci. Pentru noi urmează o partidă mult mai importantă cu Timișoara, a declarat pentru site-ul oficial al clubului tehnicianul Clujan, Marcel Center.